Potrivit autorităților Pietrene, planul pentru această primăvară este frezarea zonelor afectate. Când temperaturile vor crește, vor fi turnate și covoarele asfaltice. Edilii consideră că este o soluție mult mai practică decât plombele clasice. Suntem pregătiți ca săptămâna viitoare să începem deja frezarea zonelor pe care ne dorim să le reparăm în acest an. Constatăm și noi faptul că în urma iernii, cu numeroase cicluri de îngheț-dezgheț, carosabilul a avut de suferit, zilele acestea mai avem câteva stocuri de asfalt la rece, care va fi folosit în zonele unde considerăm că sunt mai importante pentru a fi reparate, urmând, așa cum spuneam, ca de săptămâna viitoare să intervenim cu acele utilaje numite freze, frezând suprafețele care sunt mai afectate, urmând ca atunci când se va încălzi și va putea fi pornită stația de asfalt, să realizăm covorașe asfaltice pe zonele frezate. Totodată sunt și echipe formate care vor merge în teren pentru a identifica problemele asfaltice din oraș, în special în zona blocurilor. Rugămintea către populația pietreană este de a conștientiza că bunul public nu trebuie distrus, ci păstrat.